Ultima probă a simulării examenului de bacalaureat din Timiș și a găsit pe elevii de clasa 12 într-un număr foarte mic în sălile de examinare, cel puțin la câteva licee din Timișoara. Dacă în prima zi la limba și literatura română am avut 17 absenți din 160 de elevi înscriși, lunea trecută la matematică, respectiv istorie, am avut 21 de elevi absenți, iar astăzi, din păcate, sunt 47 de elevi absenți, ceea ce înseamnă aproximativ 30% dintre elevi nu s-au prezentat la proba de astăzi. Cea mai mare parte a lor au ales biologie și sunt o parte dintre ele care au ales fizica datorită faptului că cei părută progresivă nu au făcut biologie în clasa 9-10, deci ei puteau să aleagă fizică sau chimie. La filiera vocațională, după ce au dat limba română, respectiv istorie, pot să-și aleagă între geografie, filozofie, logică, psihologie. Și cei mai mulți elevi au ales geografia pentru că se pare că asta este mai la îndemână, însă avem și copii care au optat pentru cealaltă disciplină. Rezultatele înregistrate până acum la probele precedente sunt extrem de slabe și la Colegiul Tehnic Cebrătianu din Timișoara elevii au avut cele mai mari probleme la matematică în privința promovării. La care probă e cea mai slabă promovabilitate? La matematică. Deci la matematică din 143 de prezenți au luat peste 5, doar 13. În general, matematica este o disciplină mai dificilă față de celelalte, poate mai abstractă pentru ei. Și de aceea relația asta de iubire dintre elevi și matematică este mai rară. Candidații au putut opta la proba la alegere între următoarele materii: biologie, fizică, geografie, filosofie, logică și argumentare și psihologie.